Bună ziua tuturor! Numele meu este Victor Corol, sunt manager proiect Remitențele dezvoltă comunitățile din Moldova. Colegul meu, Valerian Tăbârță, coordonator proiect. Bună ziua! Mulțumim că sunteți alături de noi astăzi, că ați găsit timp pentru a urmări evenimentul nostru. În cadrul proiectului Remitențele dezvoltă comunitățile din Republica Moldova, deci acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană și este implementat de Asociația Obștească Hillsberg Austria în Republica Moldova. În cadrul acestui proiect lansăm astăzi harta digitală diaspora.md și ea vine ca un produs care vine să suplinească după noi o problemă care există sau o necesitate care există în Republica Moldova. Avem în jur de cifrele diferă, de la jumătate de milion până la un milion de locuitori cetățeni ai Republicii Moldova care sunt plecați peste hotare. Practic, fiecare localitate care există în Republica Moldova are de la 100 la 500, va zică, de locuitori care sunt plecați peste hotare. Și acest lucru afectează foarte mult, foarte mult viața comunitară și, în general, realitățile din Republica Moldova. Proiectul nostru Remitențele dezvoltă comunitățile este axat pe ideea de a atrage acele remitențe care există din partea migranților în dezvoltarea economiei, fiindcă anual vin în Republica Moldova sub formă de remitență de la un miliard până la un miliard jumătate, vă zic, de dolari și acești bani doar 7% merg pentru dezvoltare. Ceilalți bani merg în mare parte pentru consum. Și în moment ce ne dorim o creștere, vă zic, economică, o dezvoltare durabilă a Republicii Moldova, ar fi bine să orientăm remitențele, vă zic, către dezvoltare. După cum spuneam, avem, după anumite date, până la un milion de oameni care sunt peste hotare și am remarcat la un moment dat că există un deficit de comunicare între diasporă și localitățile și cetățenii, localitățile, autoritățile publice locale și așa mai departe. Adică oamenii care sunt plecați peste hotare nu sunt implicați în procesul decizional și așa mai departe. Deși există o comunicare la nivel personal, adică fiecare comunică cu familia sa, pe de o parte, din alt considerent, nu există o comunicare foarte bună, o comunicare proactivă, orientată pentru dezvoltare între migrație și țară. Pe de altă parte, Republica Moldova deja are condiții tehnologice foarte bune, vă zic, pentru a produce, să spunem, un salt tehnologic. Calitatea conexiunii la internet în Republica Moldova este deja foarte bună și în acest context am gândit o aplicație, diaspora.md, este o hartă interactivă, o vedeți proiectată pe ecran. Deci este o hartă interactivă care a fost creată de către noi. Pe această hartă interactivă sunt amplasate ambasadele Republicii Moldova, reprezentanțele Republicii Moldova peste hotare, consulatele și secțiile. De asemenea, sunt amplasate asociațiile, cele 152 de asociații obștești ale diasporii moldovenești peste hotare. De asemenea, pe hartă avem plasați 7 beneficiari, vă zic, din cadrul proiectului nostru pe care i-am finanțat. O să vă povestim suplimentar despre aceasta. Și, bineînțeles, am plasat și acele oportunități de finanțare care există pentru migranți. Ce probleme acoperă, vă zic, această hartă? Deci, în primul rând, este o hartă care poate fi utilizată de migranți, dar și de orice cetățean a Republicii Moldova care, să spunem, este plecat peste hotare.
foarte ușor poate să găsească unde se află misiunea Republicii Moldova peste hotare. Să spunem, în cazul de față avem datele descrise, vă zic, ale ambasadei Republicii Moldova în Polonia. Sau poate să afle, vă zic, unde se găsește o asociație a Republicii Moldova, să spunem, Asociația Moldo-Elenă din Grecia, din Iraklion, Creta. Deci, toată informația pe care am amplasat-o pe această hartă, ea este preluată din datele deschise, datele oficiale care au existat pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, iar baza de date a asociațiilor diasporei, vă zic, a fost preluată de la Departamentul Relațiilor Interietnice. Bineînțeles, în procesul elaborării acestei harte ne-am dat seama la un moment dat că numărul asociațiilor este mai mare, sunt anumite asociații care nu sunt cartografiate, vă zic, da? Pe care nu le avem, nu există în baza de date a Departamentului Relațiilor Interietnice. Și în acest context facem un demers public și către misiunile Republicii Moldova peste hotare, dar și pentru asociațiile diasporei, de a utiliza împreună acest instrument, această aplicație, pentru a face o cartografiere completă. Deci, în acest context, mâine dimineață vom expedia un mesaj pe adresele tuturor asociațiilor diasporei, precum și pe adresele electronice ale misiunilor, în care vom informa suplimentar despre utilitatea acestui instrument, acestei aplicații, dar pe de altă parte vom solicita aportul lor pentru a completa această hartă cu datele relevante despre migrația, despre diaspora din Republica Moldova. Acest lucru se poate face foarte ușor prin accesarea site-ului migranți fără de acritic .md, aici se află harta digitală și în acest context se poate expedia, deci, o semnalare, se face foarte rapid, poate fi verificată informația și poate fi amplasată pe această hartă. Trebuie să spunem, probabil interesează pe foarte multă lume, cât costă sau ce prețuri a acoperit această hartă. Această hartă a fost creată pe o platformă open source, deci pe o platformă Ushahidi, deci este absolut gratuită. Este foarte ușor de operat, este accesibilă de pe calculator, de pe telefon mobil, vă zic, și oricine poate să o utilizeze. Sigur, deci această hartă a fost creată de 3 oameni, de către partenerii noștri asociați din cadrul proiectului, deci fiind de la Alianța Centrelor Comunitare de Acces la Informație și Instruire, utilizând un soft gratuit, și această hartă s-a născut în mai mult de 24 de ore. Da, poate nu este un instrument perfect, nu este unul foarte sofisticat, dar în același timp ea vine să acopere o necesitate stringentă de comunicare pe care noi am remarcat-o, vă zic, în Republica Moldova, între diasporă și țară. Pentru ca să avem un dialog constructiv, pentru ca să dezvoltăm Republica Moldova și să încercăm să orientăm remitențele către dezvoltare. Colegul meu, Valerian, o să vă prezinte informații despre beneficiarii noștri, beneficiarii în cadrul proiectului. Deci avem 7 migranți pe care cărora le-am oferit granturi între 10 și 15 mii de euro pentru dezvoltarea unei microafaceri. Și tot pe hartă puteți să găsiți pe cei 7 migranți, după cum a spus colegul meu, Victor, pe care noi i-am finanțat în cadrul unui concurs de granturi. Acest concurs de granturi a fost lansat încă în toamna anului trecut,
acum suntem la faza de semnarea contractelor cu acest beneficiar și nemijlocit primirea sau amânarea celor bunuri de care ei necesită pentru a-și dezvolta afacerile lor. Deci, după cum am spus, este vorba despre 7 beneficiari. Ei sunt atât foști sau actuali migranți, dar care doresc să rămână aici în Republica Moldova și să-și dezvolte sau să-și inițieze o afacere, dar și beneficiari de remitențe care au rude de gradul 1, 2 și care, beneficiind de aceste remitențe, și-au deschis o afacere sau o deschid acum. Toți acei 7 beneficiari sunt concentrați în zona de implementare a proiectului nostru, care este Raioanele Orhei, Șolănești, Lănești și Rezina. Avem beneficiari diferiți ca vârstă, diferiți ca domeniul de ocupație, diferiți ca țara, sursa remitențelor sau a migrației, dar care au un scop comun de a-și dezvolta propria afacere sau a iniția și prin asta a dezvolta comunitatea în care locuiesc ei. Deci, avem un beneficiar care se află la Șoldănești, în satul Șipca, și care va dezvolta o afacere proprie în domeniul apiculturii. Avem un beneficiar care este din raionul Rezina, din satul Țăhnăuți, care la fel a fost mai mulți ani peste hotare și își va dezvolta afacerea în domeniul producerii făinii de porumb. Avem doi beneficiari din raionul Orhei, care își dezvoltă afacerile în domeniul unui laborator mobil de verificare a cablurilor tensiune înaltă și avem altul beneficiar în Orhei, are un atelier de reparație tehnice agricole. Mai avem 3 beneficiari care sunt localizați în raionul Telenești și care puteți să-i găsiți acolo pe hartă și ei, unul dintre ei își dezvoltă afacere în domeniul creșterii coacăzei, altul care este localizat în Chițcani Vechi, de fapt ăsta este cu creșterea coacăzei, unul este cu un atelier de prelucrare a fierului forjat și mai avem un beneficiar în raionul Telenești care are o fermă de creștere a iepurilor. Toți ei pot fi găsiți pe harta pe care o aveți și acolo se găsesc și datele lor de contact, deci puteți să-i vedeți unde se află, să-i contactați, să întrebați care e istoria lor și de ce nu, să poate se împarte și cu dumneavoastră cu succesul pe care l-au ei până acum. La fel, pe hartă puteți să găsiți și un alt compartiment care este oportunități. Deci aici, la oportunități, puteți să găsiți acele posibilități de finanțare a afacerilor la care pot să aplice migranții și rudele acestor care își inițiază sau care își dezvoltă o afacere. Noi până la moment am identificat 6, dar nu înseamnă că astea sunt doar, noi le știm pe toate și astea sunt toate care există. Este un proces continuu de căutare și un proces continuu de de îmbogățire cu informația acestei hărți. Unul dintre aceste posibilități la care aș vrea să vorbesc eu este programul PARE 1+1, care este un program foarte asemănător celui pe care le implementăm noi, dar care are o amploare cu mult mai mare, care se implementează pe întreg teritoriul Republicii Moldova și la care pot să aplice migranții de muncă peste hotare și rude acestor care sunt beneficiari de remitențe. Deci pe hartă dumneavoastră puteți să găsiți informații despre aceste posibilități dacă accesați și faceți click pe orice posibilitate identificată aici. Informația necesară pentru a aplica, pentru a participa sau cel puțin pentru a contacta aceste organizații și a afla mai multe informații. Și cu această ocazie vă încurajăm să investiți acele remitențe în dezvoltarea afacerilor.
În același context, suntem o organizație deschisă, vă zic, și colaborăm și cu alte proiecte similare din Republica Moldova. Dezvoltăm astfel de parteneriate. În perioada următoare, în lunile aprilie-mai, vom organiza vizite de studiu și nu neapărat doar la beneficiarii noștri, ci la gospodării, la întreprinderi care au succes, care au care pot să împărtășească experiența lor. Vom încerca să mediatizăm la maximum, vă zic, aceste evenimente, în așa fel ca ele să fie utile pentru toți cei care vor să revină în țară, vor să investească în țară, în așa fel ca Republica Moldova să se dezvolte. Pe această cale, la fel, anunțăm ambasadele, vă zic, și asociațiile să vină să completeze această hartă și să plasăm pe această hartă acele oportunități care există în țările lor, în țările lor în care își desfășoară acum activitatea, în care se află, există poate niște oportunități pentru a reveni și a dezvolta Republica Moldova. Încă un element foarte important, această aplicație este, cum spuneam, în format open source, foarte ușor de operat cu ea și oricine ni se va adresa, o să putem să vă oferim o oglindă pentru a reamplasa această hartă pe blogul dumneavoastră, pe blogul asociației, pe site-ul asociației, în așa fel ca să mediatizăm acele valori pe care le duc moldovenii în lume și ca să încercăm, dacă încercăm să ne gândim la această aplicație ca la un stup de albine și la diasporă ca la acele albine care polenizează florile în mediul natural, atunci propunerea este haideți să comunicăm și să avem o imagine foarte bună în lume și la noi acasă. Și probabil ar fi bine să spunem că acest eveniment este organizat în perioada, în campania HypeNet, deci este o campanie care se desfășoară în Republica Moldova în săptămâna 18-24 mai. Deci ea își propune, vă zic, să contribuie la digitalizarea Moldovei, vă zic, da? Să sporească șansele de angajare a tinerilor, să ofere informații despre serviciile online către cetățeni și să ofere posibilitate de îmbătrânire activă, învățare între generații și învățare pe tot parcursul vieții. Deci este o campanie care se dezvoltă, se derulează la nivel de Europa. În momentul de față avem 22.000 de persoane care au accesat sau care au participat în această campanie. Fiecare dintre noi poate să, participând, implicându-se în această campanie, vă zic că poate să completeze un chestionar și să ofere un vot pentru Moldova și această campanie, vă zic că, după cum spuneam, se desfășoară la nivel de Europa și aceasta este contorizarea digitală pe care o vedem, numărul de voturi care s-au oferit în această campanie. Noi vă mulțumim pentru atenție și vom reveni și cu alte subiecte interesante din cadrul proiectului Remitențele dezvoltă comunitățile din Republica Moldova, proiect implementat de către Hillsberg Austria în Republica Moldova. Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană. Mulțumim de atenție! Mulțumim, la revedere!